Maratonul electoral din 2024, când vom avea alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale, este un veritabil test de maturitate. Îi avertizează președintele Klaus Iohannis pe români de Ziua Națională. 2024 va fi un an hotărător pentru cum va arăta România viitorului. Este responsabilitatea noastră să protejăm viitorul națiunii și totodată să rămânem vigilenți în fața curentelor extremiste care, dacă nu suntem suficient de atenți, pot deveni amenințări reale la adresa principiilor de bază ale societății noastre și a sistemului nostru de valori. Șeful statului a vorbit și despre crizele grave cărora românii le-au făcut față în ultimii ani. Esențiale pentru stabilitatea țării sunt apartenența la Uniunea Europeană și NATO, a subliniat Klaus Iohannis. Președintele a lăudat și coaliția de guvernare, pe care o consideră stabilă și fără blocaje politice toxice. Chiar dacă îi se pot reproșa lucruri și acestei guvernări. Fără o coerență guvernamentală, ar fi fost cu mult mai dificil să trecem cu bine prin crizele multiple cu care ne confruntăm. Ca și în anii anteriori, administrația prezidențială a făcut invitații la recepția de Ziua Națională pe baza legii privind ceremoniile oficiale. Potrivit acesteia, demnitarii invitați sunt premierul, membrii guvernului, șefii parlamentului și ai altor instituții publice. Nu însă și șefii partidelor, astfel că liderii USR și AUR nu au primit invitații. A lipsit și președintele Senatului, Nicolae Ciucă, prezent la ceremoniile de la Alba Iulia.